vă arăt o rețetă super faină de limonadă. Ia uitați umbreluțele. Pentru păr și pentru unghii. Strângem mânerul de la ușă pe care am pus mâna. Hello, ce faceți? Începem vlog nou. Vlog săptămânal, că n-am mai făcut din mai știu câte săptămâni. Am ajuns și eu de la lucru, m-am schimbat. Mai întâi de toate o să-mi prind părul și vreau să mă demachez. Vreau să zic că nu m-am mai dat cu fond de ten, cred că de 2 săptămâni. Și m-am dat astăzi și parcă îmi simt fața așa îmbâxită, că stând și cu... Am și acum bicelul ăla și vă arăt imediat, o să ne demachem împreună, că... adică eu mă demachez cu voi. Faza este că nu m-am mai dat cu fond de ten, purtând mască tot timpul, parcă îmi simt așa tenul împuxit și acum la fel, deci vreau să zic că abia aștept să dau fond de ten jos. M-am mai dat doar așa cu un pic de corector pe sub ochi, pe unele lipete de la coșuri, dar cam atât. Și acum am aici prosopelul ăsta, v-am mai arătat eu, prosopelul ăsta costă vreo 10, 12 lei ceva de genul, de la Ebelin. Asta e firma de abonescu, o știți, și este luat din Deme. Îl am de prin iarnă, cred. Pur și simplu lumezești cu apă călduță și după aceea te ștergi cu el pe față. Demachează super, super bine, fără nicio dificultate. Nu trebuie să apăsați, nu trebuie să trageți de față. Totul rămâne aici, după aia ăsta prosopelul se spală cu săpun. Îl mai bag chiar și la mașina de spălat, depinde. Dar din când în când îl bag la o temperatură mare la mașina de spălat. Asta ca să fiu sigură că nu am nimic nașpa prin el. Deci astăzi este luni, bă, și mi-am început săptămâna. Mamă, frate, deci am o durere de cap și o am de pe la prânz. Deci săptămâna trecută, v-am zis, am avut hoți. Astăzi era cât pe ce să apăs butonul de panică să chem paza. Deci am avut un nene atât de agitat care nu m-a urlat la mine și nu m-a... Și că dacă vine, bă. Deci, haideți să vă zic eu o treabă. Domnilor, băieților și doamnelor și domnișoarelor. Nu încercați să intimidați o moldoveancă. Băi, cu moldoveanca n-o scos la capăt, credeți-mă pe cuvânt. Păi când au venit ăla la mine și au început să fac figuri și arunci pe acolo chestii și ochelari și din astea și au început să ridici tonul la mine, ce credeți că eu am tăcut din gură? Ai de capul lui, ce l-am făcut? Și bineînțeles, până la urmă pleca așa, mai vreau nimic. Că logic. Deci, pur și simplu, dar a fost greșeala mea că mi-am pus mintea, trebuia să dau afară de magazin sau schimb paza fără să stau la discuții pentru că nu aveam cu cine, pur și simplu. În fine. Dar vreau să zic așa că, băi, lumea a luat o razna, pur și simplu lumea o înnebunit. Bă, nu mai gândesc, nu mai... Nu știu dacă și voi observați asta, dar mi se pare că lumea este mult mai irascibilă, mult mai rea, mult mai... Nu știu, cu toată treaba asta, nu știu, parcă s-o schimbat așa, nu știu, ori erau și până acum, dar se mai ascundeau, acum nu, parcă și arată așa toți fețele astea urâte. Da, în fine, fel și fel de oameni, vezi că asta e riscul. Probabil o crezi că dacă vine și singură și așa, vezi, doamne, țipă de două la mine și mă intimidează. Trebuie să-mi pun, știți cum au majoritatea pe partea atenție câinii rău, trebuie să pun atenție moldoveancă, că altfel poate așa înțeleg. Deci m-am dat un pic și la obințesc că o să revin și cu apă micelară, nu las așa, pentru că la ochi nu vreau să insist foarte tare cu prosopelul ăsta, că nu vreau așa să agresez zona. Cam așa arată după ce m-am demachiat. Și acum o să vin cu apă micelară și acum eu o folosesc, v-am mai arătat în clipul ăla când am organizat, o folosesc pe asta de la Lidl. Este o apă micelară pentru ten sensibil și în special pentru piele uscată și sensibilă. Și tot ce este pentru piele uscată este minunat, pentru că altfel nu o scot la capăt. Deci ca să vedeți cât de fain curăță prosopul ăsta, o să vă arăt discheta de machiant să vedeți că nu a rămas nimic pe ten. Ia uitați, așa arată cotoneta. Deci nu rămâne nimic, pur și simplu nu rămâne nimic în urma prosopelului să ia pe față. Foarte. Eu am rămas surprins prima dată, dar când l-am luat am făcut o demonstrație chiar pe Instastory. Cred că este și salvat pe Instagram dacă mă urmăriți.
aveți acolo la repere, cred că skincare, cred că se cheamă reperul ăla, dar și întotdeauna mă demachez și pe gât. Dacă tot m-a apucat acum, zic, hai să încep vlogul, dar mai întâi vreau să-mi dau masca jos, așa că am zis să încep să form asta. Bineînțeles că rutina o să mi-o fac mai târziu, adică să mă spăl pe față și din astea. Acum vreau pur și simplu să-mi dau tot jos de pe față și după aceea să începem vlogul. Ideea este că astăzi nu știu ce o să fac, adică nu mi-am propus nimic. M-am apucat de sport, da, ce credeți că m-a ținut? De 3 ori am făcut săptămâna trecută, astăzi n-am niciun chef, pur și simplu, deci am o stare astăzi, nu vine să fac nimic. Ce să mai zic, m-am trezit dimineața, am plecat cu geaca de blugi pe mini, cu Adidas și în picioare, cu era o ceață afară de o tăiai cu cuțitul și acum că am venit sunt 30 de grade. Deci este absolut jalnică vremea asta, da. Cam asta este fața mea nemachiată și, apropo, nu mai am coșuri, ce vedeți pe aici sunt doar pete. Am atât, unul aici și unul aici și unul pe aici, care e pe trecut. Cam atât, în rest nu mai am coșuri, nu mai am nimic, ceea ce este minunat. Aștept dar să vindeci și petele astea și cam atât. Sper să mai fac altele, Doamne ajută. Bine, deci vă las acum, o să vă arăt ce mănânc, ce iau camera, mergem în bucătărie, că deja am vorbit 6 minute. În orice stare aș fi, bă, graiul n-ai cum să mi-l tai. Deci n-ai cum, bă, graiul n-ai. Asta e tipic moldovenesc, cred. Haideți că am fost și mi-a spălat și prosopelul. Stați să fac săpunul la sub braț, că vreau să fără neapărat săpunul. Insist cu săpunul ăla pentru că este extraordinar. Cam așa arată prosopelul. L-am spălat pur și simplu cu apă călăi așa și cu un pic de săpun și am folosit săpunul ăsta Dab. Deci, dacă nu ați încercat până acum varianta asta de săpun Dav, trebuie neapărat să o încercați. Băi, deci miroase atât de puternic. Băi, persistă mirosul în piele. Deci eu n-am mai trăit așa ceva până acum. Mă, persistă mirosul super bine, așa, pe piele, pe mâini, pur și simplu. Când intru în baie, e numai parfumul ăsta, se simte. Deci, e mega, mega, mega parfumat. Nici nu știu, practic, cu ce este, cu... nu știu. Beauty cream bar with... a, cu ulei de argan, dar la fel, o pătrimi cremă hidratată, deci tot aceeași chestii, dar miroase într-un fel. Neapărat dacă mergeți și vreți să luați un săpun, încercați în ăsta, da, varianta asta. Să vedeți cum este. Vreau să insist pe chestia asta pentru că îmi place la nebunie. Am rămas mască și eu și Mihai de când am desfăcut țipla aia, știți că le-am cumpărat săptămâna trecută de la Metro. Gata, acum chiar mă duc în bucătărie să mă apuc de treabă. Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Standing, talking, you got me checkmate. No one's watching or nothing. I have cleared out the room, all so that you can get to be the big spoon. Haideți să vă arăt o rețetă super faină de limonadă pe care am făcut-o ieri pentru prima dată, invenției proprie, și am făcut-o ieri când au venit la grătar Roxy și cu Andrei și fac în felul următor. A fost super, super apreciată limonada mea și o să pun aici niște lămâie. Cred că ajunge asta pentru limonada ce folosesc eu aici. Și piesa de rezistență este acest sirop. Tați așa să dau și focus pe el. Sirop de căpșuni. La de la Fares au mai multe variante. Eu momentan l-am apăsat de căpșuni. Băi, deci în momentul în care desfaci sticla asta, pur și simplu zici că sunt căpșuni zdrobite aici. Bineînțeles, conține zahăr, adică logic. Doamne, deci... e extraordinar de bun siropul ăsta. Și voi pune aici în sticlă puțin siropel. Asta în loc de dulce. Nu mult, pentru că este destul de dulce. Așa, am aici niște mentă, producție proprie, băgăm aici frumos. O să punem apa. Așa. Și las un pic de loc, că vreau să pun și gheață. Bă, și
Și la cine voi mânca niște pește, la grătar am făcut ieri macro cu un mujdei de usturoi care este făcut așa cu roșie coaptă. Se face așa în zonă la noi. Limonada o să se facă cât timp eu mănânc, cam așa arată. Super, super faină. Și bineînțeles că am și desert, pentru că am fost ieri la Mătușa și am făcut tort din cremă de zahăr ars. Și stați că mi-a și explicat cum face. O zis că mai întâi cam așa arată. O zis că mai întâi face blatul de tort, îl bagă puțin la cuptor și după aceea pune compoziția de cremă de zahăr ars și când se face, se face cu totul. Deci, nu vă pot explica în cuvinte cât este de bun. Băi, extraordinar de bun este. Credeți-mă pe cuvânt. Hai, să am poft acum. Cam asta este cina mea. De tăti. Bine, nu o să mănânc toată bucata aia, sper. Acum, momentan, mă concentrez pe asta cu usturoi și cu limonada și un piculeț de desert. Sper să mă abțin. Să pot să mă abțin. Hello, hello! Continuăm vlogul și mă vedeți pe mine din mașină. Am reușit să găsesc un loc de parcare, adică am venit direct la sigur într-un loc de parcare în centru, cu plată, ca să nu-mi bat capul cu înghesuiel, cu zic, vin frumos, am parcat, n-am pe nimeni stânga-dreapta, știu că pot să plec lejer de aici fără să mă chinui, pentru că merg să mă întâlnesc cu fetili, Roxanili și cu Silvii Ucili. Cu Silvia și cu Roxana merg să mă întâlnesc și trebuie să traversez un pic piațetele, pentru că ne vedem în față la Bega, de fapt, bine, Piața Libertății, trebuie să o traversez. Eu am parcat aici lângă Hotel Timișoara, în parcarea asta mare și, da, merg să mă văd cu fetele, mergem la un, din ăsta, cum o zis că se cheamă, mergem unde, o zis Silvia, la Bio Fresh, ce că se cheamă acolo, mâncăm numai chestii șmechere din astea, știți cum este. Eu port mască și pe stradă, puteți să-mi ziceți că sunt paranoia sau cum vreți, nu-mi pasă, dar unde este aglomerație, eu prefer să port masca inclusiv pe stradă. Așa că am o mască foarte frumos asortată, făcută de Monica, rochiță și cu măscuță, același material ca să fiu la asorte, așa că zic să pornim. Băi, o căldură afară de mori, dar nu mă plâng, foarte bine că este cald. Hai să vedem unde ne duce Silvia. Destul o lume pe aici. La ora asta văd că se ridică și o scenă, nu știm exact despre ce e vorba. Ah, frumos, în centru la ora asta, iau tați și porumbei. Da, superb, am ajuns mai devreme. Adică, nu fetele au întârziat, eu am ajuns mai devreme. Era ideea. Și am zis că vin aici în parc, în spate la Conti. Parcul ăsta este în renovări capitale, așa că mă prim și eu pe la umbră un sfert de oră până ajung fetele, au uitat și aici. Și nu mai este nicio bancă. Zic, asta și că văd că în parc stau frumos, contemplez pe bancă. Dar nicio șansă, pentru că și acest parc va intra într-o mare renovare, sau o intra deja. Așa că, da, o să mă mai plimb așa puțin pe la umbră, că este foarte cald. Și revin când mă văd cu fetele. Roxy, zici ce ți-ai luat? Chiftele.
Bă, deci cum arată mâncarea aici, serios? Vegane, cred. Ce colorat, adică cred. Totul vegane, e vegan. Vegane. Totul e vegan, da. Și bruschetta mi-a recomandat-o Silvia. Mm-hmm. Bruschetta specială, bio. Arată super fun. Cu un pate special, ceva făcut de ei. Și roșii, roșii uscate, măsline. Oricum arată super. Diana, tu ce ți-ai luat? Arată foarte fain. Și roșii, nu mai știu ce e aici. Eu și cu Silvia ne-am luat paste, dar la noi încă n-au venit. Așa că filmăm. Bărăbă. Bărăbă. Vai, da, asta e atât de bună. Deci limonada cu ananas de la Biofresh. Silvia e simplu, fără nimic. Ea numai limonadă, lămâie cu apă. Limonadă. Mă, ai sosul de avocado? Da. Și ăsta are, cred că... usturoi în el și un pic de... Deci ăsta este sosul de avocado, deci care trebuie să punem peste pastele astea, cu voce acum. Da? Care sunt făcute din spanac și cu tofu. Da, de fapt, stai, arată super fain. Cum... Comandat și desert. Ăsta este un tort de ciocolată cu mango. Creier. Și Silvia și-a luat ceva cu... nu știu cum. Cum se cheamă ăsta, Silvia? Ceva miraculul... Dar ce bine arată. Fructelor ceva. Da, super fain, da, arată. Da, foarte frumos. Și la noi cam așa. Surorile sisters. Da, noi suntem... Dar voi tot la fel, da. Da, noi amândouă la fel, nu? Eu cu Roxy. Poți la voi mai devreme, cu... la fel, trebuie să... White? Ah, white. Hello, revin de acasă, e aproape 10 ceasul, bine am ajuns, am făcut un duș, stau puțin la palavri cu al meu soț aici și de față. Ia zi, mami, ceau la fete. Ceau! E și el aici ca să mă credeți pe cuvânt. Am pus mâncărică. Am pus mâncărică la făcut, azi că mâine filmez numai tu. Deja luni și marți am filmat doar eu. Unde-ți filmez mâine? Când fac ce? Ieșim în oraș, facem ceva mâine. O plimbare, ceva. Și de scot. Da, mă, deci a fost așa de fain acolo la Biofresh. Bă, foarte fain. Prețurile cam piperate. Adică, nu știu, ca să faceți așa o idee pe ce am mâncat, mi-a costat cam 60 de lei de persoană. Da, adică nu-i nici cel mai scump restaurant, dar nu-i nici, adică nu-i nici chiar ieftin. Păi, cine are bani să vede, fapt? Aia. Chiar, dar au fost super, băi, deci, chiar a fost o experiență, adică eu nu m-aș duce niciodată așa de nebună singură la un restaurant din ăsta vegan să mănânc, deci clar nu m-aș duce, am mers acum la recomandarea Silviei și chiar a fost așa o experiență, a fost o chestie faină, dar foarte gustoasă mâncarea, deci, eu am zis Silviei, dacă ar fi cineva să-mi gătească fiecare zi mâncare de asta, eu aș mânca numai vegan, n-aș avea nicio treabă, dar să aibă așa gustul pe care l-aveau preparatele astea, foarte fain și tortul a fost foarte bun și pastele super, super gustoase. Bă, frate, deci eu nu credeam că drojdia aia, eu tot mai vedeam pe la Silvia prin clipuri. Apropo, dacă nu știți pe Silvia, o să vă las link în descriere și Roxana, și lui Roxana la fel. Dacă cumva nu știți pe Roxana, deși nu cred, o să vă las și pe canalul ei de YouTube link în descriere. Și tot mai vedeam eu drojdia aia pe la Silvia. Dar mi-imaginam, bă, ce gust o avea, frate, drojdia aia. Băi, deci este fix gust de parmezan. Deci gustul ăla, nu mi-a venit să cred că era pus deasupra pe paste. Dacă ați văzut, aia era o drojdie, nu știu cum se cheamă exact, drojdie, nu știu de care. Deci are gust de parmezan, ca să știți. Exact, gust de parmezan. Și da, a fost super interesant. Pe aici ați mâzgrit pe mâini. Da, deci mi-a dat Silvia un pigment și un glitter de la MAC. Hai, râdem. Astea, nu știu dacă le focalizează. Domnul, mă, pentru tine. Bine, domnul, mă. Da, și asta este pigmentul și glitterul de la MAC pe care mi le-a dat Silvia. Bineînțeles că o să mă machiez mâine cu pigmentul. Cu glitterul n-am cum, trebuie să cumpăr glitter glue. Și o să fac și pe asta. Am avut impresia că a trecut așa timpul, pac, dar am stat cred că vreo 3 ore. Cam așa am stat.
adică mult, dar a trecut foarte repede, că n-a fost super plăcut, a fost foarte fain cu fetele. Nu știu exact ce filmare a ieșit, că am rugat-o pe Diana să ne filmeze, Diana verișoara Roxanei, o la Roxana camera, deci nu știu, dar o să văd exact la montaj ce o să iasă, dar cu siguranță a ieșit ceva super drăguț și sper că v-a plăcut, că v-am luat așa puțin cu mine prin oraș. Cam asta este. Deci de acum ne vedem, nu știu, cred că mâine seară. Weekend fine. Weekend fine. Reveni. Și vedeam, o? Dar bună seara, iubito! Miercuri, suntem într-o zi de miercuri. De weekend. Da, într-o zi de weekend, la mijlocul săptămânii. Și mergem, după cum v-am spus, aseară, adică... Chiar ne mai ținem de unele chestii, chiar ne da, ținem. De unele chiar ne... nu vă temeți că suntem pe programat giveaway-ul de 1000 de abonați, care de fapt o să fie și de 1000 și de un an de zile. Știți că am zis noi, tot a fost pandemia și noi v-am zis că giveaway-ul nostru trebuie să aibă legătură cu mall-ul. Era logică, nu și dacă mall-urile au fost închise, după aceea s-au deschis mall-urile, dar zic că bă, mai avem două luni, acușa luna viitoare facem... un an de zile de când postăm pe YouTube, doamne, deci nu știu că a trecut un an de zile să-mi pa picioare, dacă nu. Și am zis că e numai bine, mai amânăm un pic și îl facem așa, da, 2 ce plimba ajuns ăsta la tine? Aia, uite, altul nu am, altul mai elevat nu am la ora asta. Îmi bag piciorul. Da, și acum am zis că mergem până în centru, nu știu cât de ceas, cred că vreo jumate nouă fără ceva. Mergem până în centru, dar mai întâi facem oprire până după la... După soare și jumătate. Bine, mergem până la Iulius. Ca să intrăm prin Oșan, că nu mai are Mihai batoane proteice. Și nu mai are energie. Da, e săracul. Îi a scăzut viața la zero. Da. A scăzut băutația cu aur ca să... Aur! Mamă, deci m-a nebunit Mihai cu apa lui cu aur, dar vă arătăm acasă despre ce-i vorba. Mă simt de milioane. Da. De lingou. O să vă arătăm acasă. Chiar astăzi mi-a cumpărat Mihai forca pil și mi-a mai cumpărat Mihai și o pastă de dinți, dar... Dacă mi-amintești să-l iei din mașină, din mașină. O să vi-l arăt cel mai probabil mâine, pentru că în seara asta sigur nu mai uit. Stai să dau mai încet ăsta, că s-aude... Nu se aude. De-aia așa... părul acolo, să nu se aude. Bă, ăla e pentru pământ. Și mai zi păr, că-i puf cel mic. Te rog, respectă-l și spune-i pe nume. Ăla cel mic. Da, mă, deci... acum mergem până la Iulius, după aia mergem până în centru și eu voi mânca o înghețată de la McDonald's, pentru că așa vrea mușchiul meu. The muscle. Exact. Bără. The muscle. Norvai, ce avem noi aici? Ia uite. Ba, cutia. Și ți-ai două? Bine, că iau direct cu asta, cu 30. Bine, hai, da. Și mai unul ca să mănânc acum și să vadă ce e aici. Bine, bine, ha. Cauți apă cu aur? A? Cu aur e mai încolo? Știu, asta e apa cu aur pe care vă o tovihai astăzi. Mi-a dus și mi-a casă, eu încă n-am gustat. Trebuie să ceri în acolo astea apă din asta, dar trebuie să știu. Scrie aici, natural gold water. Deci, vă rog frumos. Doamne, de asta face el mișto cu apa lui cu aur acum. Păi nu ți-ai una din aia cu aur? Ia-ți una din asta așa, ca să bem amândoi. De ce? Să iau una singură și bem amândoi din ea? Da. La ne ajunge? Da, ca să nu cărăm două, hai. Mihai mâncăciosu. Tu ești. Nici nu te văd. Aici este un panou pe care fiecare poate să scrie ce vrea. Nu știu, sunt niște chestii așa care se fac flip-flip. Și bă, scrii ce vrei tu. O scris tu la un moment dat. Mă cu mă, cuvântul robu. Nu știu, mai știu dacă și-o luat amendă sau nu, dar... Mă rog, oricum, da. Am ajuns în marele centru. Am ajuns acasă. Am parcat-o la piața 700. Sper să ne auziți. Noi acum purtăm mă și în public. Pentru că eu știu cât o să fie de aglomerat în centru, așa că... Trebuie să fii inconștient, ieși fără mască, dar domnul primar a zis că în Timișoara nu se impune purtarea măștii, el nu știe niciun loc aglomerat în Timișoara unde s-ar impune purtarea măștii. Da, pentru că... Prietenul ei, primar. Da, știți că odată la ținere de fiecare consiliu local
să decid dacă sunt zone în care ar fi necesară treaba asta, dacă, na, orele la care ar fi necesar să poartă mască și să se poarte mască. Etc. Și am de, cred că sunteți și voi la curent cu știrile. Chiar astăzi s-o decis treaba asta. Și acum mergem în centru și weekendul ăsta sunt și zilele Timișoarei și o să se și țină. Sunt mai multe evenimente, vineri, sâmbătă și duminică, acum. Și, adică, de fapt, când o să vedeți voi vlogul ăsta, deja au fost vineri, sâmbătă și duminică. Au venit și weekendul, da. Și, da, m-am uitat un pic pe net la program, la asta. Bineînțeles că nu mai sunt concerte cum erau odinioară, logic. Dar, oricum, drăguț. Și tocmai datorită acestui fapt, bănuiesc, a pus și umbreluțele în, acolo în, pe Alba Iulia, pe străduță. Și o să vă filmăm umbreluțele colorate, care în fiecare an au fost distruse la cel mult o săptămână de furtuni. Bă, deci în fiecare an când le-au pus, nu restau o săptămână când venea furtuna. Aute cum se pare ca vă vezi, cum se pare ca vă vezi. Ia, pac, aute-l pe nenea. Vedeți? Este o adevărată dispută în Timișoara cu treaba asta, pentru că toate cablurile vor să le bagi în, pe sub pământ. Deci că trebuiau să fie băgate. Trebuiau? Da, pentru că legea, adică legea Consiliului Local este dată de mai mult de câțiva ani. Aha. Și au avut timp câțiva ani să bage toate firele. Și nu le-a băgat, așa că s-a gândit primăria să tai tot. Deci cu siguranță nu mai mănâncă înghețată de la McDonald's. Vedeți codălăul ăla acolo? Stați așa, să dau zoom. Ia. Acolo, toată lumea aia stă la coadă la McDrive. Adică nu McDrive, e din ăsta de servește la geam. Deci, mame, să știi că eu nu mai vreau înghețată de la McDonald's. Nu mai stau în aglomerația aia acolo. De asta ne-am și luat apă de la Ocean, dacă tot am mers. Am zis că numai bine, nu mai stăm pe la magazine. Stați așa să dau luminozitatea, să vedeți și voi ceva totuși. Stăm acum. Ai pus mâna pe ăla? Normal. De ce? Trebuie să ating acum. Vrei să-ți dau gel? Normal. Nu-ți dau. Avem un gel nou de la Fares. Știați că Fares face gel dezinfectant? Aflați acum dacă nu știați. Ia să vedem. Ha? Cum e? Nu știu. Așa arată. Nu mai torn, stai. Gata. Stai să arăt ambalajul. Așa arată gelul. Deci ce mișto, da, intră mână. Nu rămâne așa pleios. Da. Și numai din plante sau nu știu exact ce mai are pe acolo. Fați că a fugit focusul. Mamă, dar ce gălăgii, frate! Dar vai, dar nu este aglomerat deloc. Dar de ce am purtat măști? Ia să vezi ce o să fie aici pe Alba Iulia, cred că e fuleanu. Ia să vedem, toate terasele sunt pline. Ia uitați umbreluțele și ia uitați câte lume. Deci cum străbatem noi acest culoar de oameni? Pe unde vrei tu. Ha? Străbați pe unde vrei tu. Păi, ia să alege, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Facem aici araliu. Ia umbreluțele se văd fain. Și băiețelul poartă mască. Dacă și băiețelul poartă mască, și noi trebuie să purtăm mască, nu? Salut, prietene. Hei. Băi, deci s-ar putea și mai rău de aglomerat, adică nu este chiar cel mai aglomerat. Dar încercăm să nu o luăm pe străduțile astea care știm că sunt aglomerate și o luăm așa mai pe astea alte care sunt, nu sunt neapărat cele mai pietonale, adică sunt pietonale toate, da? Nu sunt cele mai circulate, trece tramvaiul. Tramvai. Da. Deci, uite, unde e librăria școlarului, eu făcut-o țefaș. Știți? V-am mai arătat noi aici librăria școlarului. Și am mai văd tot. Deci, în curând o să dispară și acest semn minunat. Ce au ușit, nu? Da. Ce au ușit, nu? Din epoca comunistă. Din epoca comunistă, exact. Un simbol, aș putea spune. Da. Deci, aici este un magazin Amelie. E un pic mai încoace de Continental, aici e Bega. Și aici este un magazin Amelie, dacă sunteți din Timișoara. Deci am intrat ieri cât le-am așteptat pe fete. Deci au papuci la 5 lei. Bine, din astea, colecții foarte vechi sau
vă dați seama că alea, dar oricum au și la jumătate de preț, au uitat sândăluțele astea. Bineînțeles, ori mărim foarte mari, ori mărim foarte mici. Dar dacă sunteți în Timișoara și vreți să treceți, știți că au chestii interesante. Și noi acum am renunțat la plimbarea în centru, adică tot în centru suntem, doar că luăm pur și simplu așa pe bulevard în jos și după aia ne întoarcem pe partea aia pentru că este mult prea aglomerat și nu vrem să evităm aglomerații cât putem. Alt tramvai. Și Biofresh unde a fost ieri, fix asta de aici, prima terasă aici pe colț la ING. Asta este. Și aici este Bega. Shopping City, Shopping Center Bega și peste stradă găsiți Biofresh-ul fix aici pe colț. Deci cât pleșcăviță am mâncat de aici când ne-am mutat în Timișoara. Două săptămâni am stat aici la Hotel Continental și na, cât era Mihai la lucru, îmi luam pleșcăviță și mergeam în parcul din spate care v-am arătat că este în renovări capitale, ba nu a fost mai gras înainte să vin aici dacă mă enervez. Bine, s-a făcut de 150 cum a fost de 200. Păi, trebuia să am motiv să mă apuc de Rina. Da. Păi. Pe aici, hai, vină o parte asta. Nu pot să te filmez, deci am dat-o pe aici printre, mai așa mai pe ocolit, dar sunt foarte multe terase care sunt goale. Și am înțeles că de la 1 august, doar până la ora 11 au voie să țină deschis, dar nu știu, sectorul ăsta l-a terminat, mai ales cu restaurantele, cu nu știu ce să zici. Nașpa, tare. Și mergem spre casă pentru că efectiv este atât de cald, încât, deci suntem learcă, pur și simplu, deci e cald, să sufoși de cald. Da, și n-am mai lucrat cu mine. Și nu e că purtăm noi măști, cald oricum, adică are nicio legătură. Și acum mergem spre mașină. Dar hello, continuăm vlogul. Astăzi este joi. M-a chemat acasă, sunt stat puțin la palavre cu Mihail, a plecat la sală. Ah, și mi-a făcut o salată să mănânc acum, că mi-e foame. Și până am în cap, aveam o bentiță pusă pe cap, dar mi-a dat-o jos. Și după aceea vreau să vă arăt ce forcapi mi-a luat și ce pastă de dinți, că am rămas datoare de ieri. Haideți să vă arăt ce salată mi-am făcut. Ah, vă aștept să mănânc. Ia uitați voi ce bine arată. Deci, opa, dau și pe masă. Deci am pus aici două roșii gigant. Din astea, bine, nu sunt chiar zemoase cum sunt alea pe care le avem noi crescute în curtea noastră, dar oricum mi-am luat de la Auchan, dar roșii românești scrie acolo și am pus două roșii mari, un pic de castravete, ulei de măslin, un pic de ceapă și toată pâinea asta se va duce aici la fundul castronului și se va înmuia în acea zeamă pe care au lăsat-o roșiile. Oh, ce dorm era de o salată de genul ăsta. Acum mă pun să mănânc și pe aceea mai stăm de vorbă că nu mai pot de foame. Deci, haideți să vă povestesc puțin despre treaba asta cu forcapilul și cu pasta de dinți. Pasta asta de dinți am văzut-o săptămâna asta, mai știu, într-o zi, la Cristina Ih pe Instagram. Eu n-am auzit de ea până acum și am văzut că a pus și multe mesaje de la fetele care au folosit pasta de dinți și cea cu într-adevăr este foarte bună. Bineînțeles că nu o să fac albirii cum îți face la salon, era să zic, la dentist, da, o albire profesională. Doar că ce că ajută foarte mult, bine, asta și scrie, ea ajută să înlături petele de cafea, de cola, de chestii din genul ăsta, deci pentru așa ceva este. M-am spălat aseară și azi dimineață cu ea. O să o folosesc, vă țin la curent dacă văd cumva vreo diferență cu petele de cafea de pe dinți. Și mi se pare că 29 de lei... asta se găsește doar în farmacii, 29 de lei, cu 29 de lei luat-o Mihai. Și mi-a luat forcapilul ăsta, albastru, care este pentru păr și unghii. Așa, haideți să vă povestesc care este treaba cu acest magic forcapil. Ideea este că eu am tot auzit de el pe internet, dar înainte să mi-l cumpăr am întrebat-o pe Roxy
ce părere are despre el, pentru că știu că l-a folosit și că îl folosește în continuare. Ea a zis că acum îl folosește chiar pe ăsta albastru și a zis că într-adevăr ea vede o ameliorare a căderii părului, ceea ce înseamnă că na, face ceva, pentru că știți că ea, dacă o urmăriți, are probleme cu căderea părului. Și faza este că eu am zis că, bă, ok, o să le iau pe ăla special pentru păr, adică varianta verde, care îi intensiv, mi se pare că vorba prin intensiv ceva de genul se cheamă, și este strict pentru păr. Ăsta este și pentru păr și pentru unghii. Ăsta se ia 2 capsule pe zi dimineața. Ăla verde se ia o singură capsulă pe zi și, sincer, mai mult din cauza asta, că eu urăsc să iau pastile. Dar faza este că i-am trimis lui Mihai o poză cu pasta de dinți, o poză cu forca pe ludești, cred că am cojit ceva pe nască. Se pare că am ceva pe nască. Și i-am trimis poză cu forcapilul verde și cu pasta de dinți. Dar el probabil s-a dus la farmacie și a zis, doamne, dați-mi forcapil, știți? Forcapil aveți? Oricum m-am mirat că o găsit din prima, știu că se găsește destul de greu. Și când mă soate, zic, vai, ce-ai făcut, ai găsit, mami, alea. Ce le-am și cumpărat. Eu îl sunasem, de fapt, să-l întreb dacă cumva s-a interesat de ele. Și el, vai, da, ți le-am și cumpărat, iubita, ce credeai? Că zic, ok, dar mi-ai luat forcapilul verde, da? Dar el, că nu știu, stai să mă uit să văd ce culoare are cutia. Și bineînțeles, culoare pe cel albastru. Dar ideea este că am pus și pe Instagram și am primit mesaje de la multe din voi care mi-ați scris că varianta asta albastră ar fi mai eficientă decât varianta verde, deși aia verde este special pentru păr. Ala aia scric și îndesești părul și, bine, mie s-a mi spart povești, dar în fine. Ideea este că eu vreau să-mi crească părul, dar acum am și cade, dar în cade normal în perioada asta, în fiecare an în cade părul, dar nu-i ceva disperiat. Am avut și perioade în care îmi cădea disperiat, dar perioade în care m-am gândit eu să-mi pun permanent în cap. Atunci cred că mi-a căzut, după permanentul ăla mi-a căzut cel mai mult părul. Doamne, deci eu am crezut atunci că o scheles, pur și simplu am zis că nu o să mai am păr în cap, pur și simplu. Deci atunci a fost groaznic, dar tratamentul de la Gerovitala la cu petrol, așa ceva de genul se cheamă, ăla este cel mai eficient pentru mine. Dar acum problema nu este căderea părului, ci este creșterea părului și ajută și uleiul ăla de la Gerovital, doar că pute și mai trebuie să mai stai 3-4 ore cu el în cap și nu am timp pur și simplu să stau să mă țin de el, că atunci când am ținut într-adevăr tratamentul ăla, mi-l puneam cam de 2 ori pe săptămână și stăteam minim 3 ore cu el în cap și într-adevăr s-au văzut diferențe, mi s-a regenerat tot părul, mi-a crescut foarte ok, deci tratamentul ăla este super, super ok, doar că nu am timp de el, pastilele ar fi mai rapid în perioada asta și astea ar trebui să le iau 3 luni de zile, da? Deci 3 luni ar trebui să iau tratament. O să văd dacă funcționează și pentru mine, vă țin la curent, dar vă rog să-mi scrieți voi dacă ați luat forcapilul și dacă l-ați luat și pe ăsta și pe ăla verde sau ce părere aveți voi și ce experiență aveți voi cu forcapilul. Mă interesează super mult să aflu mai multe păreri, așa că vă rog să-mi lăsați în comentarii. Acum gata, am încheiat treaba, mă apuc de așeza haine, am de mai malderul de haine pe care le aveam la începutul clipului pe aici prin spatele meu și nu le-am observat. Și am filmat așa bine, nu că aș fi vreo chestie, știți că eu n-am nicio problemă cu asta, doar că aseară am pus la spălat 2 mașini, le-am pus la uscat, s-o terminat de uscat pe la, nu știu, 11:30, nu știu, era ceasul, da, când am ajuns noi de afară. Și bineînțeles că le-am trătit pe toate pe pat, când am stat la 11:30, azi n-am trebuit să așez haine, adică, serios. Și acum asta o să mă pus acum un pic de ordine, vreau să așez niște haine, trebuie să mai pun niște haine la spălat și am vorbit iarăși au 5 minute, ne revedem de acum când vine și Mihai de la sală, vedem dacă mai filmăm ceva. Că în principiu nu facem mai nimic și știu că săptămâna asta ar fi trebuit să facă Mihai rețeta aia de piept de pui cu brocoli și cu tăiței aia de sticlă. Este atât de cald afară, implicit în bucătărie, pentru că atunci când gătești nu am cum să țin aerul condiționat că mi-intră mirosul de mâncare în casă. Deci am zis că el o zic, hai dacă vrei în seara asta să-ți fac rețeta aia. Zic, nu. Nu, deci te sufoci, leșini de cald, pur și simplu te topești de cald afară, nu se poate sta nici în bucătărie, nici afară. Acum am oprit aerul condiționat să vorbesc cu voi, imediat ce închid camera și pornesc, pentru că nu, deci și acum cred că sunt vreo 27-28 de grade în casă, deci nu se poate sta fără aer condiționat. Aici acum că este mega, mega cald afară. Nu, ieșiți afară, e fantastic de bine. Și vreau să vă arăt ritualul de dezinfecție, că de asta am pornit ca... Ia să vedem, ce faci, mat, când intri în casă. Deci cum Mihai face sală cu mască acum, că e jalea pământului, faci sală cu mască. Nu, spuneți, cum este să faceți sală cu mască? Sărna,
Cum era aia cu un freză? Știi că am gustat apa ta cu aur. Deci eu n-aș putea să beau așa ceva. Vezi? Nu ești făcută pentru aur. Pentru apă cu aur. Deci atât de greoaie mi se pare așa, nu știu, Și se timp era că am simțit-o bine, mi s-a plut apă de la robinet. I-am dat. Deci mie, nu, deci mie nu mi-a plăcut. Nu, are un gust greu, așa mi se pare. Așa am perceput-o aurul eu. Aurul cântărește greu. Tot mă de aici, mă. De când vorbesc, numai pulbere de aur ies din gura mea. Mi-e și frică să stropesc pe cineva. Nu-i dai, la tine nu prăștii virus, ci prăștii aur, pulbere direct, de aur. Îi dau direct strac de aur pe el. Da, minunat. Deci nu vrei să ne arăți care sunt paștii de dezinfecție când intri în casă, nu? Ce paști, mă? Pași? A. Nu pas nimic. Da. Pași pe covoraș? Păi trebuie întâi să aruncăm astea, că se aruncă undeva într-o pubelă acoperită. Așa. Nu am nicio pubelă acoperită. Păi cum ai? Ce pubelă acoperită? Păi la baie acoperită. Cu ce? Cu capac. Nu știu ce acoperi. Baia sau pubela? Pubela. Așa, acolo avem spirit. Una cea de toate zilele care au stat în tot în probe. Și vă zic eu, după aia începi să ia spiritul și să pulverizezi peste tot. Nu? Până acolo. Lungă până acolo. Ia. Dragii moși, până acolo... Mumezim un șervețel cu schir. Așa. Dăm pe față. Nu. Deci, cheile, cheile. Cheile. Da. Foarte important. Ștergem mânerul de la ușă pe care am pus mâna. Ștergem asupra. Cum plecăm la... Nu putem să vă mai iertăm aici. Urmează dezabie. Fiecare în coș... V-am zis că avem coș special, da? Fiecare în coșul ei. Eu după aia își pulverizează spirit pe toată geanta de sară, ca mai apoi să o bagi în dulap. Și tot așa. Spiritul este cel mai bun prieten al nostru. E așa? Da, păi am... Toată viața mea mi-a dorit să trăiesc în spirit. Da? Da. Minunat. Uite că ai ocazia acum. Din plin. Nu mă trebuie să mai beau, inhalez. Direct din bucătăria cea gălăgioasă. Ia uitați ce am primit astăzi. Am primit tortulețul de la Lidl și cu napolitane pe frate al lui Mihai. Vă povestesc imediat de unde și cum, că aici e mega gălăgie. Dar hello, am revenit și vineri. Mihai se vede în ceață pentru că nu are focus. Ce-a, dragilor? N-ați n-am mai focus. Nu am focus. Acum am eu focus. Deci... O urmăritare de-a noastră o venit să-i facă ochelari și astăzi o venit să și ridici pentru că o venit acum două zile să-i facă și ne-a adus tort și napolitanii Roger. Mihai, ridică-ne-mi ca napolitanii Roger. Mulțumim, cred că am vreo lună. Cred că. Mulțumim cred foarte că... mult, o să fac zicat weekendul ăsta. Super mult și doamnei Lavinia la fel, o altă urmăritoare de-a noastră care a venit și și-a cumpărat niște ochelari de soare și tot așa mi-a adus tort de la Lidl. Mulțumim. Și eu nici nu știu cum să primesc chestiile astea, că nu sunt obișnuit cu așa ceva, nu, na, vă dați seama, nu trebuie mai să deranjezi, că nu are pentru ce, dar apreciem super, super mult că v-ați deranjat să faceți treaba asta pentru noi și o să le savurăm, nu așa, din plin, nu? Nu ales tu. Nu am tort-o. Cu siguranță. Da, deci, după cum vedeți, iarăși sunt mutări pe aici pentru ce credeți astăzi, a stat pe Pinterest. Se vede că a stat pe Pinterest. Așa că a rămas canapeluța acolo, dar aici am mutat măsuțele și aici am mutat fotoliul la geam. O să mai vedeți pe vloguri cum le-am așezat. Sau să arăt acum acolo am așezat. Poate mai inspirăm pe careva. Taram! Cam așa am așezat, am tras coborâș aici. Ia, mami, pozează! Cine îți mai găsești? Bunci. Acolo ai măsuța ta de masă. Cam asta am făcut eu și am băgat și motruială. Dacă vreți să vedeți cum fac eu curățenie, o să las pe aici un card pentru că am un întreg clip în care eu fac curățenie, vă arăt ce produse folosesc tot, așa că n-am filmat absolut nimic. Mihai a fost la sală, eu am făcut curățenie, pur și simplu, până acum ai 9 și 10. Până la ora 9, fără ceva, am făcut curat.
Și acum o să mă apuc, cred că, să fac unghiile, pentru că să știți că funcționează treaba aia cu baza mai dată într-un strat mai gros, pentru că mi-au rezistat super bine. O singură unghie am refăcut-o când prinsese aer, dar bănuiesc că a fost vina mea, vă dați seama, acum am aplicat, pentru că restul sunt intacte, doar că mi-au crescut atât de mult și nu pot să le mai las. Teoretic am să mi-l fac la 3 săptămâni tura asta, dar nu am cum, pentru că sunt prea lungi și mi se îndoaie așa când lucrez și nu. Și cred că o să mă apuc seara asta să fac unghiuțele. Mihaiță, nu știu, să uită la fierbinți. Se apucă și mănâncă și se toată lui. Da, exact, o să aibă o grămadă de treabă. Bine, deci o să încheiem aici vlogul, pentru că nu mai avem ce să ne filmăm în seara asta. Dar, fără grijă, ne revedem miercuri la un nou vlog. Mulțumim tare mult de vizionare. Weekend fain, dragilor, să aveți. Și stați să mai zic ceva. Vă rugăm, cei care vă uitați la noi și nu ați apăsat pe butonul abonează-te, pentru că eu văd că sunt foarte mulți care se uită la noi, dar nu apasă acolo pe abonează-te. Ideea este că voi, dacă vă uitați la clipurile noastre, după aceea o să vă apară recomandate mereu. Dar e foarte important și ne ajutați mult dacă apăsați acolo pe abonează-te, ca să fiți abonați la noi la canal și de fiecare dată să vă apară clipuri noi, să nu ratați niciunul. Și dacă apăsați și pe clopoțel, să primiți și notificări pe telefon, ar fi minunat, pe noi ne ajută super mult. Asta vreau să vă zic, pentru că știu că sunt foarte multe persoane care se uită la noi și nu sunt abonate. Da, pentru că YouTube-ul mi-e zice tot. Tot ce mișcă, știu. Ca o fată mare. Exact. Asta vreau să vă zic. Vă rog tare mult, dacă aveți plăcere, să apăsați acolo pe butonașul abonează-te. Mulțumim și de acum ne vedem data viitoare. V-am pupat. Weekend fain, dragilor. Nu uitați să scrieți de for capil. Ciao. Ciao.